Vorbim acum despre un raport îngrijorător pentru România care vine de la Bruxelles. După OCD, FMI și Banca Mondială, acum Comisia Europeană spune că țara noastră ar trebui să crească taxele. Reprezentanții Comisiei avertizează că România are un deficit bugetar foarte mare. A ratat anul trecut ținta stabilită de guvern și cel mai probabil și în acest an va fi mult mai sus. Toate acestea fac ca țara noastră să fie mai vulnerabilă din punct de vedere economic, iar îndatorarea, evident, ar putea să crească. De exemplu, oficialii europeni spun că recalcularea pensiilor va aduce la un deficit de peste 6%. Prin urmare, România va împrumuta și mai mult. Reprezentanții Comisiei vorbesc în același timp și despre faptul că pachetul de consolidare fiscală adoptat recent va fi de ajutor, dar e insuficient, e nevoie de mai mult. Cu toate acestea, guvernanții spun că 2024 este anul în care nu vor fi creșteri de taxe sau impozite. Și tot ei ne aduc aminte că reprezentanții acestor instituții internaționale, europene, pot veni doar cu recomandări. Statul nu e obligat însă să le și implementeze concret. Andrei, înapoi la tine.